Ați auzit vreodată de vorba mersul pe jos face piciorul frumos? Mi-aș dori să fie adevărată atât de tare, pentru că la cât cardio am făcut în ultima perioadă, categoric ar fi trebuit să am cele mai estetice picioare din vestul țării. Sunt doar eu cu doza de monster și cu vocile, mai am 10 minute până acasă și astăzi, pe lângă mersul pe jos, avem și picioare. Ce? Nu că ce. Picioare! Înapoi acasă și nu suntem contra timp, suntem contra foame în secunda asta. Mi-am pus 80 de grame de ovăz care o să meargă direct la microunde. Aici, mama oase a fost un real G și mi-a făcut mesele pe azi. Salut pe băieți! Și acum o să las asta la microunde și cât timp se face, ieșim afară și fac niște posing pe stomacul gol. Pentru că mai sunt 6 săptămâni și posing-ul trebuie fixat și e foarte important. Așa că trebuie să-l facem și pe ăsta, e un extra cardio. 10 minute de posing chiar pot să le consider cardio pentru că te solicită foarte tare. E perfect, zic eu. De fiecare dată îmi place să fac posing-ul aici, în lumină naturală, pentru că dacă-l fac în casă, nu am vreo zonă cu lumină atât de bună, încât să fie un downlining perfect. Și aici, lumina e aproximativ tot timpul la fel, deci am punctul ăsta de referință când mă uit peste poze și videouri, să văd cum arătam acum față de cum arătam acum o săptămână. Fiecare poziție încerc să o țin vreo 30 de secunde și să trec prin ele de 4-5 ori. Le fac o dată pe toate, stau un minut, le fac din nou o dată pe toate, stau un minut. Am zis-o și într-un TikTok, cafeina e cea mai mare superputere pe care poți o ai când faci cardio pe stomacul gol și când faci cardio dimineața. Toată lumea bea greens, aminoacizi, glutamină. Cafeina, de ce nu o incluzi în shake-ul ăla de dimineață? Pentru că are doar efecte pozitive, făcând același efort, îți mărește pulsul și arzi mai multe calorii și îți dă și energie. De ce n-ai include-o? Greutatea din dimineața asta e de 78.8 kg, pot să zic că aproape am forma de concurs. Dacă aș vrea de aici și aș face o săptămână de zero carbohidrați după care m-aș încărca, într-o săptămână aș putea să concurez. Doar că mai am încă 5 săptămâni în care să aduc condiționarea asta la un nivel și mai înalt și să fiu ultra shredded pe scenă, pentru că acum sunt la undeva la 10% body fat și sunt lean. Nu e chiar o condiționare de scenă. Foarte multă lume concurează ca natural cam la un body fat de genul. Nu mi se pare că e atât de wow. De asta vreau să aduc o condiționare wow pe scenă, mai ales anul ăsta. Și 10% body fat, unde am ajuns acum, mi-a luat 14 săptămâni de dietă. 14 săptămâni, atât. De la peste 20% de unde am început, până astăzi, când am ajuns să am aproximativ 10%. Punctul ăsta în care am ajuns unde sunt acum, să am 10% body fat, plus minus 1%, mi s-a părut extraordinar de simplu și de ușor, fără să pierd masă musculară prea multă. Garantat am pierdut puțină masă musculară, dar n-ai încotro. Când faci un deficit și când cobori la un nivel jos de grăsime, o să pierzi involuntar masă musculară. Cine zice că nu pierzi, e un idiot. Lumea face să pară lucrul ăsta, 10% body fat, un lucru intangibil care e foarte greu de atins, că trebuie să-ți sacrifici viața, trebuie să mănânci 1400 de calorii, trebuie să faci doar sală. Nu e așa, ați văzut pe video, ați văzut dietele pe care le mâncam. Acum mănânc 2200 de calorii, am o dietă inteligentă pentru corpul meu, fac cardio în mod inteligent pentru corpul meu, mi-am găsit soluțiile de cardio și de dietă încât să cobor cât mai jos, mi-am adaptat caloriile treptat, asta e foarte important, pentru că dacă faci un deficit prea mare din prima, metabolismul tău o să se adapteze la un nivel de intake caloric mult prea jos și tu, să zicem, dacă mentenanța ta ar fi trebuit să fie prima oară când ai scăzut din calorii și ai început să slăbești la 2800 de calorii și tu ai sărit în 2000 de calorii, da, o slăbești mai repede 4-5 kg la 2000 de calorii, după care ți se adaptează metabolismul alea 2000 de calorii, 2000 de calorii devin mentenanța ta și de la 2000 de calorii, dacă vrei să slăbești mai tare, unde mai cobori? Că dacă cobori la 1400 de calorii, deja
ți-ai ars masa musculară, deja ai pierdut. De asta trebuie să faci un parcurs linear sau să faci o ciclizare de carbohidrați. Ceea ce n-am făcut nici eu acum și n-am vrut să o încerc prepul ăsta, pentru că nu am încercat să-mi fac niciun cut cu o ciclizare de carbohidrați. Și acolo trebuie să-ți găsești varianta care funcționează cel mai bine pentru corpul tău. Ca să-mi fac o pregătire de concurs cu o ciclizare de carbohidrați și să mă simt în stare să mi-o fac, am nevoie să fac vreo două cut-uri. Pentru că orice metodă din asta, oricât de bun ar fi, s-ar putea să fie mai mult sau mai puțin eficientă pentru tine. De asta trebuie să o testezi pe tine. S-a întors cafeaua în ovăz, a făcut mama oase cafea, mi-e mult prea lene să-mi fac și chiar îmi era poftă să-l mănânc cu cafea de o vreme. Îl avem cu cafea azi, aici avem suplimentele de dimineață, lista cu ele pe ecran. Lăsați-mă să mă delectez cu ovăzul ăsta, o să trag cât de mult pot de el, pentru că mi-e poftă maximă de niște carbohidrați și mi-e foamică, nu mi-e foame rău încă. Până acum, în celelalte două prepuri, îmi era foarte rău foame la body fat-ul ăsta. Momentan, nu mi-e atât de foame. Nu știu dacă e din cauza că mi s-a adaptat corpul și știu la ce să mă aștept când sunt în pregătire, sau dacă pur și simplu dieta asta pe care mi-am făcut-o e mult mai bună pentru mine și din cauza că mănânc lucrurile care îmi plac și le mănânc exact la orele la care vreau să le mănânc și când vreau să le mănânc, îmi face tot procesul ăsta mai ușor. Una din două. Sau s-ar putea să fie puțin din ambele. Ovăzul a fost ingerat și digerat și pentru pre-workout pe azi n-am pregătit nimic special. E o cupă de Naughty Boy, i-am dat notătura trecută, nu e nimic bun la el, nu e nimic rău la el, e un pre-workout mid. Ținând cont că 150 de lei acum pe Nutriland, e un deal bun dacă vreți să-l încercați. Nici n-am cod cu Nutriland sau ceva, dar acum majoritatea suplimentelor le-am luat de acolo, zici, ei, eu, Nutriland. N-aveți nevoie de un sportiv cu cod de reducere cu comision? Oh? Dacă rezistă la rizul ăsta, nu știu ce să mai fac. Hai să bem ăsta și să mergem la sală, pentru că ne așteaptă o zi îngrozitoare. Nici nu ne pasă de voi. Cumpărăm mai multe arme să știi e lumea de noi. Noi nu vrem să avem o pace, ne place sânge și ploi. Multe tancuri și AK-uri ca să începem un război. Am uitat să-mi beau pre-workout-ul și pot să dau vina doar pe cut și faptul că creierul nu-ți funcționează la fel fără carbohidrați cum o face pe carbohidrați, pentru că creierul tău funcționează pe bază de glucide și dacă nu mănânci carbohidrați, de unde să ai glucidele alea? Și memoria mea, cel puțin pe termen scurt, s-a dus. E egală cu zero. Dacă mi-am pus telefonul undeva, nu o să-l mai găsesc. Trebuie să mă sun. Cheers, very. Mi-am făcut încălzirea, sunt pregătit de treabă. Astăzi nu am nicio speranță. Astăzi nu este despre speranță, e doar despre suferință. Pentru că, fără niciun limb, fără nicio glumă la mijloc, chiar sunt genul care urăște la maxim ziua de picioare. Și în toată cariera mea de 5 ani de sală, nu am dat strict la ziua de picioare, decât pentru vreo 4-5 luni, în ultima perioadă, din octombrie până în februarie, până astăzi am deja 3 luni în care n-am dat skip o singură dată la ziua de picioare. Cum am reușit să nu dau skip nici măcar dată la ziua de picioare? Păi mi-am făcut și conceput o zi de picioare care să nu neapărat îmi placă să o fac, dar pe care să o pot să o fac săptămânal. Și e mult mai ok să o faci săptămânal, chiar dacă e mai puțin intens și dacă e mai proastă, decât o faci o dată pe lună și trebuie să-ți dai skip. De 6 săptămâni când am început prepul și a început să fie deficitul mai mare, să-mi afecteze giroflexiunile și românesile, refacerea foarte tare, le-am scos din program și acum la picioare am doar aparate la care încerc să mă antrenez la fel de intens ca și cum aș avea giroflexiunile în program. Nu e exact aceeași lucru, giroflexiunile sunt bune, doar că momentan mă încurcă mai tare decât mă ajută. De ce să-mi stric refacerea, nu doar la picioare, la toate grupurile musculare, să-mi stresez sistemul nervos central și să mă simt ca o legumă după ce fac ziua de picioare și să-mi afecteze și antrenamentul din celelalte zile și modul de viață din momentul actual, după ce fac o zi de picioare, nu are niciun rost la mijloc. Așa că în ofensiunile și rămâneșile, rămân pentru perioade mai bune, pentru zile mai bune când mănânc mai multă mâncare și nu sunt deschidată de atât de mare, și azi o să facem o zi de picioare nu bună,
suficient de bună pentru perioada asta. Criua de picioare suficient de bună începe cu o presă strict pentru quads. O să vedeți, îmi pun picioarele pe asta mai apropiat. Cu cât ții picioarele mai apropiate pe presă și mai jos, cu atât activezi mai tare quadii. Dacă le ții sus, pentru că e mai ușor și poți să ții și o greutate mai mare, îți ții tensiunea asta de pe quads, o muți pe hamstring și pe gluți, pe fund. Deci picioarele cât mai apropiate și range of motion-ul cât mai complet. Dacă te oprești range of motion-ul aici, activarea musculară nu o să fie la fel de mare ca și cum ai venit cu presa până aici. Și încă o greșeală imensă pe care poți face la presă este să-ți faci hiperextindere la genunchi. Când aduci sus, te oprești cu ei și dacă faci hiperextindere, îți riști și genunchii și viața. Nu luați seria asta în serios, pentru că asta e prima serie de încălzire, nu e feeder, să nu e nimic, e încălzire. Puțin să schimb mișcarea să văd cam cu ce greutate poți să lucrezi astăzi. Și avem 5 serii de lucru la presă, cu pauze de 2 minute între ele. Sper să nu trebuie să scad din greutate, o să pun 180 kg și toate seriile să fie cu greutatea asta, într-un număr de peste 8 repetări. Ăștia suntem, să dăm drumul la suferință. Picioarele mele sunt pompate la maxim. Deja îmi dau venele pe coați. Și la fel de simple și de killere o să fie și restul exercițiilor din restul antrenamentului. Al doilea exercițiu e aparatul ăsta de hamstring. Am făcut deja o serie de 12 repetări cu toată greutatea la el. La fel o să fie 5 serii. Doar că aici pauză de 1 minut jumate între ele. Când ridic greutatea, încep să țin tensiunea până la jos. Dacă nu mai am energie să țin tensiunea aia, o să fac repetările normale fără tensiune ca să scot până multe repetări. Nu am putut să țin tensiune și le-am făcut normal fără tensiune, doar ca să scot repetările. Acum o să vină drop set-ul, care e ultima serie, tot aparatul, 88 kg, după care scad cam jumate din plăci și fac din nou repetări până la fluier, până nu mai pot să fac nicio repetare, e atât de simplu.
Pompo e absolut nebună, trebuie să fac niște poze pentru Insta. Ia vedeți. Nu știu cât de bună e luminositatea pe cameră ca să se vadă venele de pe coați, doar că sunt exagerate pompate secunda asta. Următorul exercițiu e ăsta de extensii de coați. Mi-am luat o pauză meritată de vreo 4 minute de la exercițiul trecut până am venit la ăsta să încep să fac seriile de lucru. La fel, 5 serii, pauză de 1 minut, 1 minut jumate. Dacă mă refac într-un minut, fac din nou după 1 minut. Freddy will never be done. Fuck. Gata cu 5 seturi, v-am filmat doar 2 pentru că n-are rost să vă filmez 5 seturi exact la fel, nu am schimbat nici greutatea și toate au fost de plus 10 repetări. La fel o să fie și la aparatul ăsta, doar că ăsta e pentru hamstrings. E diferit față de la pe care l-am făcut mai înainte, la ăsta contracția se simte diferit. Și la fel, 5 serii, pauză de 1 minut, 1 minut jumate, vă filmez 2 ca să vedeți despre ce e vorba. Și restul o să fie la fel, nicio tehnică, nimic. Doar serii. You said this, I ain't playing, motherfucker. Better watch this fucking shit. I'ma turn it out, right around. Not a beep and not a sound. I'm a sneaky bitch, only here to kill the snake. I cannot wait again. I have to get another rat, another rat. Take shit on a bitch, I have to murder that. To murder, what's that crime? Think I'm doing all but body. I'm a public service worker, cleaning up all of the crime. La ăsta e foarte important să controlați mișcarea, pentru că e foarte riscant de exercițiu. Dacă nu controlați și dați drumul prea brusc, e extrem de ușor să faceți un timp la hamstring la el. Nu mi s-a întâmplat, dar am simțit de mai multe ori că ar fi aproape să întâmple. Ultimul ingredient de astăzi din rețeta de picioare estetice, dar aschilopate, 6 serii de gambe. La un aparat normal, la orice aparat, să le mai schimb mântrele la gambe, fac care e liber și ea e. 6 serii, o să țin tensiune la fiecare repetare, o să vedeți. La gambe mi se pare foarte important să fii tensiune pe toată durata mișcării și de când fac asta mi-au crescut gambele foarte tare. Nu chiar atât de tare, dar mi-au crescut gambele. Foarte tare, a fost o opinie ca o primistă. La fiecare serie, 6 serii, pauză de 1 minut, astăzi gambele. Antrenamentul de picioare e gata, tot a durat o oră și 10 minute aproximativ. Am avut 2 exerciții între care trebuie să iau pauză mai lungă de 5 minute pentru că nu mai puteam să le fac, nu puteam să le execut. Și sunt foarte obosit în momentul ăsta și mai avem abdomen de făcut. Genul de oboseală pe care o simt, nu e oboseala aia că hai că-mi vine să mă pun jos, să stau undeva 2 minute, îmi revin și plec. Sunt total epuizat și mă chinui să mă stau în picioare, dar chestia care îmi vine acum în cap e următoarea și încerc să explic cât mai ușor ca să puteți să o înțelegeți, pentru că eu a trebuit să o gândesc ca să pot să o explic, dar eu asta am de fapt programat în subconștientul meu. Eu gândesc în felul ăsta fără să mă chinui sau fără să vreau să gândesc în felul ăsta. Și mă gândesc, bă, dacă eu sunt atât de slab să-mi fac treaba, să-mi termin antrenamentul, să-mi fac cardio, să am ce mai am de făcut în momentul ăsta, chiar dacă nu mai pot stau în picioare și nu mai pot să-mi fac astea, bă, sunt unii care pot. Cum ar trebui eu să concurez cu aia care pot să fac chestia asta? Adică, ce-au băia am pus față de mine ca să își facă treaba și eu să nu pot să-mi duc treaba la final. Și știu că am treaba asta de făcut și treaba asta o să fie făcută, indiferent dacă nu mai pot să fac și, să zicem, îmi rup picioarele din ce fac, prefer să-mi rup picioarele, să știu că mi-am dat maximul și că am încercat să fac cum trebuie, să fac ce am de făcut,
decât să nu fac. Dar acum prepul ăsta nu mai scapă nimic, niciun firicel de efort, nici un strop de muncă care ar putea fi băgat în mijloc nu scapă. Let's go, hai să facem abdomenul ăsta. 4 serii aici și 4 serii la aparat. All you talk to mud, fuck my money, y'all. Come fuck money, y'all. Let's fuck some money, y'all. What? 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 Y'all hoe talk to mud. I just wanna buy. Cadavru, dar mai avem 30 minute de cardio, a rămas la fel, elevație de 6.5 la bandă și viteză de 5.5. Asta înseamnă că îmi stă pulsul undeva la 140 de bătăi, deci e un cardio intens. Termin ăsta și ne vedem acasă. Am ajuns acasă, am băgat obuzul la microunde. Nu vreau să vă zic că am stat lipit de microunde până a fost gata și mă simt ca un cadavru în poziția asta în care s-acum mai trebuie numai să trag așa o mână de pământ peste mine și eu la îs. După ce mănânc ovăzul ăsta, aici s-a schimbat, îs doar 60 de grame de ovăz cu 30 de grame de whey, n-am mai băgat o banană. Banana aia, am niște planuri foarte mari pentru o masă care urmează. De vreo 4 zile mănânc înghețata asta în fiecare zi. Mi se încadrează în macronutrienți și folosesc în ea doar alimente perfecte. Adică nu-mi strică prepul cu nimic și îmi urcă ziua de mâncat doar cu vreo 100 și un pic de calorii. Și oricum slăbesc prea tare acum, deci 100 de calorii nu e nimic bad. Chiar mă ajută ale 100 de calorii în plus. O să vedeți, am făcut rețetă și pe TikTok, o aveți aici, azi am pus-o și deja are 30.000 de views. Toată înghețata aia are 500 de grame și 220 de calorii, dar o vedeți că nu o facem. Este ovăzul de ultimul ceas, poftă să am, poftă și vouă veri dacă mâncați când vă uitați la video. Ar fi trebuit să mă plimb cu câinele azi, doar că n-am mai făcut asta și m-a făcut maică-mea săgeată să merg să iau un pachet de țigări. Și da, e pentru maică-mea, sunt smoke free, n-am mai fumat. De foarte mult timp. Am fumat ultima oară prin prepul trecut și m-am oprit din fumat de prin octombrie-noiembrie. Deci, no smoke for me. Și acum mai dau încă 15 minute de mers pe jos, care e mult zis cardio, e doar o activitate crescută pe care să o am astăzi. Termin tura asta de cartier și am încă 20 minute de activitate azi. Enough cu mișcarea pe azi. Ajunge, mi-am făcut tot ce aveam de făcut. Per total, 10.500 de pași, dacă se vede, dacă nu se vede, trebuie să mă credeți pe cuvânt, incluzând banda de la sală, care au fost... S-a adus pe pulă, i-au pocnit toate trei picioarele astea de jos, dracu, am dat cu piciorul în el și așa mă enerva că nu stătea și tot timpul se ducea cadrul în jos. Aie, îl schimbăm. De acum, restul videoului... Îl filmăm cu telefonul, let's go! Sorry, s-a rupt repiedul, de acum așa o să fie filmarea. Incluzând banda de la sală care a fost intensă și acolo s-au făcut o mare parte din pașii ăștia, vreo 6.000, acum am făcut 1.460 când mi-a venit și statistica. Masa de acum, 170 de grame de pui cu 100 de grame de cartofi și 130 de grame de fasole verde pe care o mănânc cât mai repede, după care facem masa aia cu înghețata. Înghețata e în producție, am pregătit tot în afară de gheață. Gheața o să o pun după pentru că ocupă prea mult volum din shakerul ăsta și e cam mic. Și o să umplu peste ce acolo cu cât loc mai am cu gheață după ce le blânduiesc. Avem așa, o banană, 30 de grame de undă rahide. E din ăsta cu extra proteine pentru că n-am mai vrut să pun alta whey și aici. Am pus doar 10 grame de whey de vanilie pentru gust. 100 de grame de iaurt. Ăsta are 40 de calorii pe 100 de grame și 3 grame de proteine și 100 de grame de fructe de pădure. Tot ce era în blender s-a blenduit super ușor, e ca o, nu știu, supă de fructe ce e aici și acum pun câtă gheață în cafea ca să-i dau mai mult volum. Și e și mai bun cu gheață decât un smoothie așa simplu sau ce e în momentul ăsta. E gata și înghețata. Toată asta are undeva la 5-600 de grame, e foarte mult volum.
Și să nu vă aud că îmi ziceți că am luat-o de la Andrei, se antrenează, am văzut că și el o face. Și ce am văzut la el e că, da bă, face sens, că înghețata asta n-are nimic murdar în ea, sunt doar calorii curate și ai doar chestii curate. Deci poți să o mănânci în pregătire de concurs, pentru chestia aia poți să-i dau un shout-out. Doar că înghețata asta am văzut-o prima oară, acum vreo 3 ani la un asiatic pe TikTok și de atunci am mai făcut-o așa din când în când. Doar că nu o făceam așa curată, o porceam mai tare, mai mult unde arahide, cu mai multe chestii. Și acum e porcită față de cum o face Andrei, Andrei o face super clean. Eu mi-am pus aici untul de arahide pe care trebuia să-l mănânc azi. Până acum eram barbar și mi-l puneam peste pui. Puiul ăsta de la ultima masă, puneam 30 grame de unt de arahide peste el și așa îl mâncam. Și chiar nu era atât de rău, era un mil ciudat, dar mie chiar îmi place cum are gust puiul cu unt de arahide. Asta e ultima masă. 170 de grame de pui cu 100 de cartofi și mai pun 140 de grame de fasole verde. Și mai avem una pe azi, după masa asta și între aia, 100 de grame de cartofi cu 170 de grame de vită cu 20% grăsime. Vita e grasă pentru că am nevoie de grăsime în mâncare și fasolea verde. Eu mă bucur de asta. Veri, voi să aveți o zi, o seară, o ciofi faină în continuare, kiss love și trage stare să vă faceți mari. Mamă! O mănânc de 20 de minute și mi-au înghețat și coaiele azi de la ea. Și mai am încă un sfert din ea. E care! Le-am dat cu el în cap!